Anul acesta, la cea mai importantă sărbătoare creștină, mii de timișoreni au venit la Catedrala Mitropolitană Sfinții Trei Ierarhi din capitala Banatului pentru a participa la slujba de înviere oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. După ce au primit Sfânta Lumină, credincioșii au mers în procesiune în jurul locașului de cult. Iată, suntem prin mila lui Dumnezeu în acest loc binecuvântat, unde în decursul zecilor de ani s-au rugat înaintașii noștri, mărturisind că Hristos a înviat. Iată pentru ce noi creștinii acest praznic al învierii îl iubim atât de mult, pentru că el este iubire și lumină. Femeile mironosițe sunt martorile marelui adevăr, și anume acela că iubirea nu moare niciodată. Ele sunt martorile învierii iubirii. Astăzi, în ziua învierii, Hristos semnează în numele tău contractul veșniciei. Nu mai suntem simpli oameni care trec prin lumea aceasta o clipă și a căror drum se sfârșește în pământ. Astăzi Hristos semnează în locul tău și al meu contractul cu veșnicia. Sfânta liturghie a praznicului învierii Domnului a fost săvârșită în această dimineață de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, în prezența a numeroși credincioși.